Ce disperați, bă, doamne. Erau 3. Ți-am zis, mă, zic, mă, să mai au niște pași. Dar mai am health-ul, e 6%, cred că o să mă omoare. Fuck this game, man, oh my god. Dar așa se întâmplă, mă, în toate jocurile de genul ăsta, n-ai ce să faci. Murim, ne respawnăm și o luăm de la capăt până la urmă. Au plecat de aici, că nu mai aud zgomot. Păi au plecat pe mine, știi, să mă fugărească. Păi aș... În ce direcție ai fugit? Nu, uite că încă mă mai fugăresc. Tu îți dai seama, ăsta e la un kilometru distanță, dar încă mă mai fugărește. Stai că-mi bag healing. Gauss use. Ok, mi-am pus healing și acum fug prin boschez pe aici. Asta e natura jocului, adică nu trebuie să te enervezi pe ei neapărat. Pentru că chiar n-ai de ce. Dar mă enervează că ne-am chinuit atât de mult să ne găsim și după aia vine și și... Și ăla poate s-a chinuit atât de mult să facă rost de itemul ăla și l-ai omorât. Văd pe unul care fuge, what? Este. Sper să-mi pierdă urma prin pădure. Tu ești ăsta care fuge pe aici, oare? Nu știu. Stai că mă pun la pământ. Cum s-a pus? Oricum, încearcă să pleci. Încearcă să pleci din zona aia. Pentru că în niciun caz nu putem să ne regrupăm la apartamente din nou. Prone blocked. Când the fuck on pune de jos? Ah, uite, un animal. What? Nu, un cerb, or să-mi șit. Da, o căprioară ceva. Nu, e un cerb de la mare. Cerb. Hai că mă duc să-l plesnesc cu mașeta. A, da, fuge căcatul. Hai mă, ridică-te de pe... Dar oricum, deci din prima secundă când m-au văzut, au început să tragă. Nici o discuție, nimic. Ai văzut, eu, adică bine, eu nici n-aveam gloanțe, dar nici nu l-aș fi împușcat pe ăla din prima, așa, ui, măcar ne mai distrăm cu el sau ceva. What? Ce fuge asta? A, mai sunt de aici și-a jos niște chestii. Ca un fel de orășel. Bă, da, fuge asta, mă, n-ai cum să o prinzi, trebuie să o împuști căprioara asta. Ia stai, stai că s-a oprit. Stai că s-a oprit. Stai că s-a oprit. Eu ce-i dau? Dă-i. I-am dat vreo 4 bucăți în cap cu mașeta. Tot a plecat. Eu încerc să-mi refac viața acum. Să nu vă. Oh, fuck. Cred că e iar unul pe acolo prin casă. Mă nervează că trebuie să dau click dreapta hit. Click dreapta hit. Ar trebui să... De două ori click și să meargă? Da. Cam enervant. Mai ales când vrei să mănânci o grămadă și trebuie să... Măcar drop-ul poți să-l dai drag and drop, știi, de acolo de unde e fix, în afara... Wow. Ia uite, iar mai vă. Bă, frate, e plin de oameni și doar am intrat pe unul cu medium. Holy shit. Bă, DayZ erai pe full, mă rog, 40 de jucători pe mapă de aia de DayZ. Și și găseai greu aici și ai vezi, nici nu vrei să-i vezi și vezi. Mi-a dat healing de 3 ori. Și mi-am luat, am 30% viață acum. Și că file cabinet. Dar de ce să cauți într-un file cabinet? Că așa nu găsești nimic. Eu i-am găsit off-roader. Dar mă amuză că au plecat toți după mine, știi, pe tine te-a lăsat în pace. Fuck-us. A, e unul chiar pe aici. The fuck do you? Eu zis, don't kill me, please. Whatever, man. N-am de gând să mă iau la bătaie cu el cu mașetă. Oh, uite. Am găsit gloanțe. What? Erau niște gloanțe pe asta de benzinărie, pe pompele alea. Ce fel de gloanțe? Punct 45, parcă. Sau ceva de genul ăsta. Ia-le, că am eu pistol am luat, 45. Am luat. Crezi că te poți întoarce în direcția aia pentru că eu tot pe acolo sunt și... Mă-ntorc. Dacă vreau mă întorc la casele mai alea. Plus că nu sunt mă și mai magazine de alea. Nu cred că mă mai fugăresc ăștia. Sunt niște magazine de alea, ca în DayZ. De... What? Wooden plank. Că vă niște case în depărtare pe aici. Sper să nu fie și ăștia. Ce, e mai fain așa, e mai exciting, mai... O chestie, una, alta. Da. Păi... Să-i omorăm noi. Stai și lutezi. Păi da, dar dacă n-avem... Acum avem gloanțe, da. Să face și zi.
Numai chestii nasoale pe aici. Oh, e un butoi cu ceva. Ah, fuck. Vreau să-l lovesc să explodeze, dar nu. Iar s-a auzit. Opa. Da, după și eu am auzit. Drag, sau? Nu cred, eu sunt într-o casă. N-ar fi avut cum să mă vadă. Dar din ce direcție am început să tragă? Un ghiozdan. What? Nice. Ia. E și de la de 1000 spații, e ca lumea. Să vezi, era da, undeva, like, la piciorul unui... What? Asta e o baterie care plutește aici și da. Mă, ăștia, cred că sunt... E un fel de mini-orășel acolo jos. Cred că acolo s-au dus. Păi, în mini-orășelul ăla sunt eu și nu-i aud. Nu văd să fie cineva. Ești unde... E un fel de benzinărie ceva acolo? Da, da, da. Uite, văd. Benzinăria o văd și eu de aici și eu stau exact... sunt exact pe un munte, lângă. Și stau crouched. Munte? Poate deal, poate munte, ceva, deal. Munte, deal. M-am uitat prea îndepărtare când am auzit munte. Nu sunt pe un deal aici, în apropiere. La mine dealul e munte. Vezi depozitul ăla? Încearcă să ajungi cumva în spatele depozitului. Că pe acolo sunt eu. Mă uit. Ah, empty bottle. Ok. Astea se sparg? Nu știu dacă suntem în același loc. What? Stai. What? Dă-i slash loc. Doar în loc. Dacă ești, uite, minus X-ul 900 aproape, Z. Da, la mine e 665 și Z-ul e 3200. Deci sunt, da, sunt tot pe acolo. Dude, erau niște cutii. Holy fuck, bă, Gameș. L-am lovit și au apărut mai multe. Ha. Și acum văd că le sparg, da. What? Dar nu dau nimic ca cutiile astea. Și sunt mai mititele văd așa. Văd niște zombie pe afară. Oh. Aia zombie? Acolo s-o oh. Broken. Fuck, mi-am spart mașeta. Shit. Se strică? Da, se strică. Vezi că are durabilitate și s-a spart. Shit. Mă, ăla e zombie la mașina acolo, nici nu știu ce-i. E ca un om lângă mașină, sau pe lângă mașină, dar nu cred că e zombie, cred că e om. Ai grijă. Da, n-am decât să le iau la pumn. Eu un what? Fuck. Ăștia au arme. Shit, ăsta ia cu armele, fuck. Shit, fuck, fuck. Ține să ai grijă, era unul acolo. Dude, sunt like... toți, e? Shit, nu trebuia să închid ușa, acum am auzit zgomotul de la ușă. Încearcă să fugi de acolo. Nu pot, că m-am închis aici în ceva când i-am văzut, am fugit. Prin spate. Ți-am zis că erau afară, e. Am fugit prin spate și am intrat tot în depozit, dar pe altă parte. Ah, fuck, avea o cască ceva, de-astea? Nu se vede de aici așa de bine, dar știu că era, deci țin, se mișca ceva pe acolo și în niciun caz un zombie nu se mișcă așa. Dar de la o distanță așa mare nu prea îmi dau seama. Dacă alerga, nu cred. Cred că mai era unul afară. Mișcă. Deci lângă benzinărie era. Da, da, gen, pe cealaltă parte era un fel de depozite și eu eram, nu, e un fel de magazin ceva. Și eu eram în magazin și deodată i-am văzut pe ăștia trei în fața magazinului. Fac, m-am dus prin deci spate sunt și am intrat. Sunt niște magazine și în fața magazinelor e o benzinărie. Rotten meat, tusc, tomate. A, uite, pot să văd pe lângă ușă, gen, nu e lipită total de frame, adică de ăsta. Mai sunt ăștia pe aici că vreau să ies. Nu-mi dau seama. Fucking hell. No, stai așa, cred că l-am văzut până pe stradă. Mă ascund după ușă, gen, pe masă, m-am urcat. Și să deschidă ușa, poate se uită și nu mă vede. Holy shit. Cred că o pornim pe stradă, dacă nu mă înșel. Cred că l-am văzut până pe stradă, mă rugând. Na, no, hai că deschid. Shit, fuck. Aici în spate sunt niște cutii, man. Dar dacă dau în ele acum... What the fuck? Ce? E un fertilizator aici. Da, am lovit o dată cu pumnul. Și nu s-a spart. Și am dat să plec și apoi s-a spart. Și eu like, fuck! Dude, what the fuck? Dacă știi că... Aș cobora acolo, dar asta e faza. Că mi-e frică să-mi fie aia cu armele. Plus că nu mai am foarte multă viață. Am 39%. Ia să vedem. Fertilizer.
Add more, nu știu ce. Dacă mi-ai dat gloanțele alea. 7.45 round. Da. Is used in a M1911A. Da, e pentru mine, pentru pistol. Ok. Păi... Hai să încercăm, ce facem? Stăm aici șapte... Păi hai că cobor eu acum la tine. Păi... Da, eu sunt în magazin, te văd benzineria de aici și scrouch. Da, cobor acum la... Sunt exact în spatele magazinului. Stai așa că merg încet. În spatele magazinului? Păi prin spate pot să ies. Stai. Pe ea ieși tu prin spate. Mă vezi? Uite, o să încerc da, să sar. Da, te văd. Nu cred că poți să sari pe la gardul ăla pe acolo. Nu, trebuie să ocolesc. Eu sunt la o mașină roșie. Dacă vezi o mașină roșie, dacă te uiți la o mașină roșie după gardul ăla, în stânga, cum te uiți în stânga, la mașină roșie și ești exact lângă ea. Uite, te-am văzut, te-am văzut. Bun, stai că... Ia, stai să mă uit aici așa și ocolesc. Uite, un empty bottle. De fapt, hai că iau. Așa. Hai că vin și eu în direcția aia. Ce mă nervează, frate, că sunt ambalaje și de-astea goale, like. Nu le mai puneți măcar! Că mă indică păi, asta e și ideea, să te deruteze. Păi, dar e enervant, man, că vezi spungi de chipsuri în șer. Aia cred că au plecat, aia cred că s-au dus, au trecut prin oraș și au plecat. Dă-mi gloanțele. No, ia uite. Bun, stai. Uite aici. Nu, fac, trebuie să le arunc câte unul. Băgameș, uite. Uite ce e jos. Ce ca lumea arată. La unde sunt? Uite, chiar aici. Uite, le vezi? Hai că începe să iei. Pe bune. Și fiecare are câte un de-asta mare. Da, păi... Am luat 7 dintr-o cutie și apoi când le-am pus jos, am pus cutii câte 7. Da, logic, da. Păi, de asta zic să nu prea ai încredere în jocuri când e vorba de logică. Am niște fertilizator și... Ce cu pământul ăsta? Ce, ne apucăm de grădinărie? Zice că poate fi folosit în crafting, dar dacă îl pui singur nu poți să-i dai discover, că zice că ai nevoie de mai multe chestii, știi? Ia, doi, lovește-o! Aoleo! Lasă-mă! Ne-a dat ei în gât. Lasă-mă, băi, lasă acolo. De cum adică, mă, dar de ce? Ia hai să vedem, uite, sunt niște case acolo în depărtare, nu știu în ce direcție ar fi mai bine să mergem. Dacă nu mă înșel, ăștia s-au dus în direcția aia. Și tot mai încolo. E, Blackberry. De ce nu pot să pun pistolul la... Unde? Dude, ai grijă cu aia. Uite cum avea. Uite, e o chestie aici. Loot. Cash? Cash. Și ce se aude? Nu e nimic. Un foc aici, man. Mă sper să n-aibă vreun sniper, că n-am dus. N-are, man, nimeni sniper pe jocul ăsta, relax. No. Aia s-au dus în direcția aia, dacă mergem încolo, sunt în cu ei. Așa că mai bine mergem în partea asta, așa drept. Unde? Așa. Mă gândeam. Bun, mergem. Hai să mergem și hai să împușcăm chestia aia de acolo, uite. Uite, e o chestie aici pe pământ, ce e asta? E un... canal. What? E un canal. E atât de random aici, așa, în mijlocul... fieldului. Ce descoperire am avut. E un canal. Nu era șmecher dacă puteam să intrăm în el, ar fi fost fucking awesome. Șobolanii de câmp, șobolanii de câmp, în canal. Șobolanii de canal. Acolo stau șobolanii. Uite mă, mai e unul acolo. Da, mai, am mai văzut și eu unul în altă parte. Dar nu știu ce-i cu ele, cred că... Așa. Și care e faza cu drumul care gen se termină acolo unde e pământ? Dar înțeleg care e faza cu blocul ăsta, adică ce reprezintă chestiile alea. Vezi că sunt ca niște chestii de beton. Le vezi? Da, și ce legătură au, adică... Să blochezi ceva, dracu știe. Oare nu a fost un fel de lac aici sau ceva? Asta mă gândeam. Gen, și acolo s-a fost un fel de baraj, dar nu cred. Da, și de ce e canalul ăla în lac, știi? Adică... Nu e lac, era un fel de cascadă ceva, stai să-mi dau seama. Dar nu are cum, că uite, gen aici și-a... Ar fi fost, da. Aici e o stradă făcută. Dar dacă a fost făcut asta după... N-avea de ce, adică... Ciudat. Ioi, uite! Uite un gărduleț, man! Ioi! Merge așa, știi... Stai că mă duc pe aici, pe unde e gardul.
Wow. Bă, hai să trecem pe la casele alea, să vedem că e ceva. Care, unde? Luăm și blackberries, uite, astea sunt blackberries de aici. Bun, care case? Stai să iau astea. What? Nu merge să le iau. Le iau eu. Nu mai am loc? Am loc suficient. Ah, trebuie să le iau fără să am pistolul în mână. Am să... Da, ei. Bine că le-ai luat-o pe toate. Ai zis că da. Nu merge să le iei. Eu l-am luat. Bună treaba. Stai, am o sticlă cu apă? Sau? Ah, nu, trebuie să o umplu. Lol, e mâla aici. Uite ce bine arată. Holy shit. Vino să vezi. Ești? Am urcat... Urcă-te pe chestia asta, gen. Ah. Așa. Uite-te să bată lumina pe el, să vezi ce ca lumea se vede. Fă zic la mine... A, da, așa, din partea da, asta. Da, gata, o văd. Uh-huh. Awesome. Mă, nu, grafica e bună. Da, uite, de la distanță n-am ce spune, copacii se văd cam cartunii, iarba nu e pe jos. Dar... Pentru ce are el nevoie să fie, adică... Sincer, n-are nevoie de mai mult, plus că m-am interesat mai bine, engine-ul suportă peste 1000 de jucători pe server, dar din câte am înțeles, momentan sunt doar 200, parcă. Păi, și cu 200 de player, tot găsești suportă, o grămadă de oameni. Dacă suportă, nu înseamnă că merge bine, știi? Mă, e același engine de la PlanetSide 2. Și pe PlanetSide 2 merge ok. Aici vrei să venim? Da, hai dacă, să vedem ce e pe aici. Dacă îi găsim iar pe aia... ale mele, dacă îi găsim iar pe aia, după ce le trag. Măcar să omori unul dintre ei. Ai reușit? Eu nu reușesc. Da, vreau să-mi iau revanșa. Auzi sunetul, e un fel de... Știu, ți-am zis, câteodată mai vine câte o muzică de-asta creepy. E șmecher, frate. Uh-huh. Atmosferă faină, pe bune. Oricum, m-a amuzat faza aia cu apartamentul. Stai așa, ia. Nu mai am stamina. M-a amuzat faza aia cu apartamentul. Care? Și că, bă, dar... Se aude ceva, tu ești? A, da. Și că în momentul ăsta nu mă mișc, stau pe loc. Hai, cum le facă să oameni aici. Dar se auzeau mulți pași, deci de asta zic, mă, what the fuck, ce se aude? Mi-a mai crescut un picior. Am găsit purified water. Awesome. Dă să fac blueberry juice de ăsta. Cum? Dă la discover. Așa și purified water discover. Blackberry juice, nu știu ce. Și crafting ăsta rămâne forever aici pe server, like. Ce? Ce crafting? Da, îți rămâne cu caracterul ăsta, da. Poți să pornești mai multe caractere din câte am înțeles pe server și depinde cu care te joci. Îmi place mai mult sistemul ăsta, când poți să ai un caracter diferit pe fiecare server. De exemplu, poate vrei să te joci în timpul liber cu un caracter și poate vrei să filmezi cu altul. Da, true. Fuck, era să sar de la... Tu ești acolo sus, la balcon? Da. Era să sar de la balcon. Vezi că am o cască de motociclist acum, să nu te sperii. Ok. Ai găsit una, nice.